Mălăritul se găsește la granița dintre meșteșug și artă, necesitate și estetic și inițial se ocupa cu confecționarea obiectelor de uz gospodăresc. Astăzi, datorită evoluției sale spectaculoase și mai ales datorită imaginației meșterilor olari, obiectele de lut astăzi sunt folosite pentru decorarea locuințelor. Cum se prelucrează un obiect de lut, aflăm chiar de la un meșteșugar din Republica Moldova. Olăritul este o activitate strămoșească tot mai rar întâlnită în zilele noastre. Însă, Victoria Parloi și-a păstrat această pasiune pentru obiectele meșteșugite din lut și de aceea consideră că poate avea succes atât în România cât și în Republica Moldova. Ce aveți dumneavoastră astăzi în expoziție? Avem o expoziție din produse de ceramică, de la vase utilitare până la cele mai mici suveniruri. Sunt toate cu specific moldovenesc? Da, așa e caracteristic la noi, ca peste tot să fie scris Moldova. Mi-a atras atenția acest ulcior. Cât timp durează să-l faceți? Timpul este foarte îndelungat și nu numai la acest ulcior, dar și la cel mare. Procesul e același, dar până l-aducem, de la zero, până aducem produsul gata, undeva în jur la o lună de zile. Deoarece până îl modelăm și pe urmă deja merge procesul de uscare, cel mai îndelungat proces, pentru că dacă îl forțăm, atunci stricăm toată treaba. Și după ce s-a uscat, merge șlefuirea, unde îi dăm forma ideală obiectului. După ce el merge la cuptor, prima dată la 1000 de grade, după aceea îl scoatem și îl colorăm cu diferite smalțuri, diferite glăzuri colorate. Și iarăși de nou merge la cuptor, la iarăși la 1000 de grade. Și atunci iese produsul final și vedem care e rezultatul. Este o afacere de familie? Da. Un ajutor la salariu, cum s-ar spune așa. Eu cu soțul împreună facem. El le ridică la roată, iar eu pe urmă deja le dau frumusețea. Le înfrumusețez. Ceea ce ține de partea suvenirilor sunt a mele. De cât timp vă ocupați cu acest tip de meșteșug? Undeva 16 ani deja. Aveți o perioadă destul de lungă și aș vrea să știu, acum mai se mai cere pe piață? Acum se începe cererea, merge așa o trecere înspre tradiție, o revenire din nou. Și este, așa să spun, o tendință de cerere. Am mai mult de stil tradițional, din amintiri de bunici, de părinți, de dor de casă.